faceți, băieți? Bună, bună, bună. Hello. Râdem, dar de nervi râdem, cred, nu e așa? Da, de emoții. Salt cu parașuta. Da. În tandem, în tandem, da? În tandem. Adică noi trei deodată. N-am mai sărit nimeni, asta să fie clar, n-am mai sărit niciunul dintre noi. De aia suntem așa hype toții. Ea este... Oana, îmi pare bine. Oana, ea este câștigătoarea concursului lansat de noi în primăvară, concursul de salt în tandem pentru fanii Vlad, cei care practic s-au înscris la concurs și care au și câștigat, numai că noi n-am putut să sărim cu parașutele pentru că a fost pandemie. Dar iată și... că până la urmă s-a rezolvat. Ce înseamnă pentru tine să fii fanul serialului Vlad? În primul rând urmăresc în fiecare luni. Cu sufletul la gură, chiar toată fug acasă repede de oriunde aș fi. Îmi place tare mult și mă bucur foarte mult să fiu alături de ei, chiar am emoții. Noi suntem? Uite, vă cheamă oamenii, trebuie să vă echipați. We gotta go! Lași picioarele să atârne, o să fii mai mult afară decât înăuntru, da, adică da, da. Cu totul afară, agățat de mine. Nu-ți face probleme, fiecare din chingile astea ține cel puțin 1500 de kg forță. Okay. Adică, pentru aterizare, neapărat picioarele sus, pentru că ești mai înalt. Aha. Și sigur, riști să te lovești la picioare. Da, da? Da, la aterizare. Deci sus, sus, ghemuit la piept. Da. Okay. Doamne ajută! Deci nu-mi vine să cred. Neașteptat, deci nu m-am așteptat la așa ceva. Așa e, ai zis bine. Nu te aștept la nimica. Doamne. Da, m-am născut a doua oară. Uai. Tremuri, cum ești? Da, încă sunt deci nu știu dacă pot să descriu în cuvinte. E, cum să zic eu, touch with angels, cumva. Mamă, 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 Ștefane, baftă! Da? Ștefan, vino încoace! Doamne! A fost tare? Ți-a plăcut? Da, da. Să ții bărbia în piept. De ce? Ca să nu-ți vină aer, ca să poți să respiri. Am înțeles. În rest. Tips and tricks? Alte tips and tricks, să faci ce zice instructorul. Mhm. Așa? Am văzut că tu te-ai întors, sunt foarte mândru de tine. Da. Te-ai întors? Și eu. Vai, Doamne, sunt curios, Oana, cum e. Ia uite, o merge încet. Da. Ia zi, Oana, cum a fost? Bine, cum să fie, a fost foarte intens. Cea mai tare experiență pe care am trăit-o. Doamne! Te mai dai? Cred că o să mă mai dau, să știi. Urmează Ștefan. Oh my god, deci cred că e cea mai tare chestie pe care am făcut-o în viața mea. Jur, vreau să plâng. Deci am zis că nu, că n-am emoții, că n-am emoții. Și după aceea când hai, a sărit... Hai, de pe umeri. Când a sărit primul băiat, am zis nu. Adică nu, în mintea mea. Mersi frumos. Cu multă plăcere. Cum ești? Măi, deci ai... Sticles cu ochii acum, mamă. Doamne, deci a fost... N-am, mamă. Tremuri? Băi, sunt încă puțin așa, deci a fost... Deci o să ne dăm seama, până diseară, eu asta ziceam, în momentul ăsta, practic, apreciez mult mai mult patul meu, casa mea. Mai mergem? Da. Clar. Merg.